Astăzi vreau să vorbim despre disciplina financiară, la modul că banii nu sunt, nu vor reprezenta rezolvarea pentru problemele tale. Nu, banii nu vor fi soluția pentru problemele tale financiare. sărăcia este un mod de viață. Dacă provii dintr-o familie unde ai fost obișnuit să cheltui toți banii și nu te-ai educat în vreun fel să te controlezi, ca la sfârșitul lunii să-ți rămână niște bani sau dacă tot ce prinzi vrei să cheltui, îți mai e o mașină scumpă, îți mai e o mașină scumpă, îți mai o mașină scumpă, ca să ce? Majoritatea oamenilor care sunt lucizi și sunt foarte bogați au ajuns la concluzia că nu vor să mai dețină nimic. Este un vlogger pe care l-am uh, descoperit de curând. N-am urmărit foarte multe clipuri de ale lui, pentru că mi s-a părut un pic cam excentric, însă a făcut un clip în care zicea că el face 2 milioane de dolari pe lună și nu deține nimic. A avut și mansion, și Lamborghini, și o grămadă de chestii și a ajuns să fie un minimalist extrem. Alex Becker, cred că este, Alex Becker's channel, cred că este canalul lui. Mi-a plăcut foarte mult. Și acum, ca să revenim la ceva destul de dramatic, aș putea spune, un caz concret că degeaba faci mulți bani dacă ești idiot. Am fost un mare fan și sunt un mare fan al lui Johnny Depp. Johnny Depp, ar trebui să-i zicem. Johnny Depp știu, după... P Omul ăsta are, a avut, de fapt, o avere de 650 de milioane de dolari. Piații din Caraibe, Edward, Scissorhands, uh, o grămadă de filme care mi-au plăcut enorm de mult. Johnny Depp este un actor extraordinar de bun. Foarte, foarte bun, dar când vine vorba de cheltuit bani, stă foarte prost. Trebuie să fii absolut nebun să ai o avere să faci într-o viață 650 de milioane de dolari și să ajungi la 57 de ani, să ai datorii de 100 de milioane de dolari și să ai probleme cu guvernul, cu, mă rog, cu ANAF, în cu IRS-ul și cu toate cele. Adică, uite, Depp replied, It was put to me this way, it was put to me since Pirates 2 and 3... I had made and it seems a ludicrous number, 60, 650 million. Deci, de el, deși făcea foarte mulți bani, în continuu, în continuu a tot cheltuit. Sunt curios pe ce a cheltuit. El acum zice că nu el de vină, că au fost cheltuiți, că a fost jefuit, că a fost furat, că mă laș, mă. Mike Tyson, din nou, a fost obligat să declare faliment, practic, datorii de peste 60 de milioane de dolari. După ce a câștigat peste 300 de milioane de dolari, a cam pierdut toți banii și are peste 23 de milioane de dolari datorii. Michael Jackson, cred că e campion, Michael Jackson când a murit avea datorii de peste 500 de milioane de dolari. Cheltuia a iurea toți banii foarte mulți pe operații estetice în continuare a frustrat de modul în care arată și pur și simplu există oameni care orice le-ai face cheltuie toți banii. Mă, cum să pui mâna pe peste jumătate de miliard de dolari și tu să ajungi un falit? Avem și noi un caz în România. Irinel Columbeanu a avut zeci de milioane de euro și a ajuns să stea în chirie. Ba chiar mai mult a ajuns pe la ai umor cu un umor așa, o autoironie despre milionari și despre săraci în care mai mult povestea despre viața lui. Adică, bă, nu știu, trebuie să fii foarte cumpătat, nu știu, degeaba faci bani dacă nu știi cum să-i gestionezi. Din păcate, asta nu realizează foarte mulți oameni. Degeaba îți dau eu mâine salariu dublu. Dacă tu te duci primul lucru pe care îl faci, te duci în mall să-ți ultimul iPhone luna asta. Luna viitoare îți faci rate, îți iei ultimul televizor, peste trei luni îți iei ultimele haine, ultima colecție George Armani, dacă ai bani, peste șase luni te duci în vacanță că doar n-ai fost toată viața ta, ai stat acolo ca un hamster în apartament, peste un an stai așa că s-a cam învechit mașina aș vrea și-o ultim model că uite ce șmecherie peste doi ani stai așa că nu știu ce mai fac cu banii și tot așa adică dacă în sufletul tău este o persoană săracă oricâți bani primești îi cheltui. Pe de altă parte sunt oameni care indiferent câți bani câștigă Faptul că câștigă foarte puțin bani, tot economisesc 50 de lei, 100 de lei, ceva. Sunt oameni care câștigă 2000 de lei și au economii de 15.000 de lei. Sunt oameni care câștigă 15.000 de lei și nu au, au datorii, n-au niciun ban deoparte. Majoritatea oamenilor, nu doar în România, la nivel mondial, trăiesc de la salariu la salariu. Este Ex expresia living from paycheck to paycheck. De ce? Pentru că sunt, suntem foarte emoționali reacționăm foarte emoțional în fața lucrurilor pe care ni le dorim și nu ne putem controla. Asta cred că se vede cel mai bine la sportivi de performanță, la atleți, la actori, la vedete care au dat de bani, nu s-au educat, au cheltuit în prostie, au crezut că este un izvor de bani nesecat și foarte mulți ajung să-și rupă gâtul. Sunt foarte asemănătoare poveștile cu cei care câștigă la loto. O idee mai bine, dar tot pe acolo. O viață am, hai să toc tot. Eu nu știu dacă aș putea să cheltui atât de mulți bani. Mi-ar plăcea și mie o proprietate de aia de un milion. De ce nu? Mi-ar plăcea și mie o mașină, poate mai scumpicică. Și aș, poate aș cheltui și eu pe niște vacanțe. Nu zic că nu. Bă, dar 650 de milioane de dolari. Pe ce ai putea să cheltui 650 de milioane de dolari? Dacă ai cheltui un milion pe lună, ți-ar lua 50 de ani să cheltui 600 de milioane de dolari. Bă, voi realizați? Deci ăsta a cheltuit teoretic, mult mai mult de un milion pe lună. În medie. Bă, un milion pe lună. Să cheltui. Deci are 650 care sunt pierduți și 100 datorii. 750. Împărți la 50 de ani. El a cheltuit peste un milion și jumătate pe lună. Cu tot, cu taxe, cu figuri, cu plimbări, cu mâncare, cu un milion jumate pe lună. Să cheltui. Teoretic, dacă a cheltuit în 50 de ani, că dacă a cheltuit în 10 ani, 15 ani, 2 milioane, 3 milioane pe lună. Cum o fi să cheltui 3 milioane de dolari pe lună? Pe ce ai cheltuit? Vreau să știu și un comentarii. Dacă ai avea această posibilitate de a cheltui 3 milioane de dolari pe lună, pe ce ai cheltui? Deci eu nu știu pe ce ai putea să cheltui suma asta. Dacă ești normal la cap, că normal, ții un iPhone de 3 milioane, de ce limitată cu sigla de măr făcută din diamant, nu știu de care, flawless din de pe Marte, minat de Elon Musk și te costă 3 milioane. Vorbesc realistic, nu știu, pe păi ce ai putea cheltui 3 milioane într-o lună? Eu sunt șocat de cifra asta, adică 3 milioane te-ar putea... Ce 3 milioane? Un milion? Dacă e investi cu cap, ai putea să trăiești toată viața ca un rege. Doar din ce mulgi de pe acel milion, de la acel milion de dolari, euro, ce-o fi el? Cum o fi să cheltui un milion, în fie... 3 milioane în fiecare lună? Bă, deci cu un milion îți iei 5 huracane. Cu 3 milioane îți iei cel mai scump penthouse din București acum, pe care am găsit eu pe, pe OLX. Acum câteva zile. Cu un milion, cred că dai ocolul lumii și stai numai la 5 stele. Păi ce ai putea cheltui 700 de milioane de dolari? Am mai spus-o și am -o mai spună o dată, banii nu sunt pentru oricine. Banii îți dau o putere pe care, dacă nu o poți controla, stai cu minte că e nasol, îți pot aduce mai mult rău decât bine. Deci totul se rezumă la disciplină emoțională, disciplină financiară, calm, trebuie să fii calm în fața banilor. Să fii calm în modul de a-ți gestiona banii. L-ați văzut pe Keanu Reeves cât de modestie este, merge cu metrou când el este ultra rich, ultra milionar. Eu n-aș merge cu metrou în locul lui doar de simplu fapt că mă cunoaște foarte multă lume și aș vrea mai multă intimitate. Dar, în rest, mi se pare că trebuie să fii la fel de modest și să fii absolut normal, chiar dacă dai de zeci de milioane de dolari. Bine, ca persoană publică la rangul lui Johnny Depp e mai nasol, că s-ar pe tine. Aia e partea a doua. Dar strict vorbind de bani, nu știu pe ce ai putea să cheltui de mult. Sincer, este enorm. Eu sunt șocat. Eu am urmat șocat că de la Johnny Depp mi-a venit ideea asta de, de clip. Eu am urmat șocat că unul ca Johnny Depp, pe care eu îl admiram, se mi se părea nu știu, super tare, eu am rămas șocat când am văzut că e falit. Și mai e și mai tai sunt falit și foarte mulți din media sunt faliți. Voi ce părere aveți despre acest aspect? Sunt foarte curios să aflu ce ați face voi cu 3 milioane de dolari pe lună. Deci ți dau 3 milioane, ori cheltui, ori nu mai ai, se duc, dispar. Dacă ai fi forțat să cheltui 3 milioane pe lună, pe ce i-ai cheltui? sunt foarte curios. O să fac un clip în un follow-up pe, pe tema asta. Dacă ai putea să cheltui 3 milioane de euro pe lună, adică 100 de mii pe zi, pe ce ai cheltui? Sunt foarte curios. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.